Salutare tuturor, eu sunt Victor și acesta este al doilea daily vlog pe acest canal. Acum suntem cazați la Predeal și am vrut să facem un traseu de la cabana Trei Brazi până la cabana Secuilor, care este chiar acolo, dacă se vede. Să se apropii. E un traseu de munte lejer, nu e pentru avansați. Am decis să-l facem ca să ne relaxăm puțin aici, deoarece am scăpat de examene și toate astea. E foarte relaxant. Sunt niște peisaje minunate, uitați. Foarte frumos. Am făcut și câteva cadre minunate cu stabilizatorul. De asta mi l-am luat, normal. Și văd că de câteva minute urmărește un câine de stână, foarte frumos, alb, ciobănesc, din acela bucovinean de cireadă, foarte frumos. O să revin mai încolo cu alte imagini minunate. Și ajungem la cabană. Am făcut deja o oră pe drum și admirăm peisajele magnifice. Nu uitați de like, share și subscribe. Nu uitați să vă abonați și la Master și să lăsați în comentarii idei de vloguri și de challenge-uri pe care vreți să le fac vara asta împreună cu Matei Rareș sau Armand, deoarece vara asta chiar o să avem timp foarte mult și o să pun cam un videoclip pe zi. Sau poate două, depinde de cât timp am și de starea mea de spirit. După ce ajungem la cabană o să bem ceva și o să facem o mică pauză. Pentru că aia ne întoarcem la pensiune și o să mai filmez ceva de acolo și după aia închei. Revin când ajung la cabană. Să te sprintezi, rămâne statul.
cu numie, cu cine mi-i dragul mie, eu mă duc în drumul meu, nu știu via bine greu, iba bunul Dumnezeu. Deci, după cum ați văzut, a cântat formația Krypton. Nu știu, erau acolo deja, cred că o să facă o surpriză, nu știu ce, nu știu, habana. Acum plecăm de la cabană, eu nu mai am bateria la telefon, deci o să revin din cameră și o să fac un timelapse mișto cu nori și cu cerul, când se întunecă. O să vedeți imediat. Vă mai arăt tot peisajul minunat. Ok, deci acum o să mă duc la mașină și după aia revin în cameră. Pa, pa. Am ajuns la pensiune, am făcut și eu un duș, m-am schimbat în pijamale și vreau să spun că am fost cu părinții să mâncăm ceva în oraș după ce am făcut așa traseu și n-am mai apucat să filmez de acolo, deoarece nu aveam voie să filmez acolo, dar o să mă revanșez, o să vă promit că fac un videoclip mai special pentru data următoare. O să mă gândesc eu ce va fi, un challenge sau ceva mai special, nu știu, o să vedeți. Nu uitați de like, share și subscribe. Eu am fost Victor. Ne vedem data următoare. Pa, pa!